Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apple a lansat zilele trecute noi modele de iPhone. Din câte am înțeles, au ajuns la numărul 15, cred. Da, lipsește unul, 9, cred că lipsește. Serios? Păi au sărit direct la 10 atunci. De la 8 au sărit direct la 10. De la 8 au sărit la X. Era rotund, era 2020, o chestie genul ăsta. Și li s-a părut lor... Mă rog, eu n-am zis că e al 15-lea, au ajuns la numărul 15, dar tot zilele acestea, lovitură de imagine, Franța cere oprirea de la vânzarea unui model de iPhone din cauza radiațiilor prea mari. Și în România toți bugetarii, v-am zis noi că sporul de radiație e bun. E pe bune sporul de radiație, uite. Deci toți bugetarii cu iPhone în momentul ăsta, asta e nene, gata, ne ducem și cerem spor la spor. Da. Este vorba despre iPhone 12. Anunțul a fost făcut de viceministrul pentru economie digitală într-un interviu pentru Le Parisien. Azi dispare de pe rafturi în România. Au bugetarii și la doctor. Păi aia care au 12 în hexagon, ca să spun așa, sunt acum mai împing că ăștia să ieși a 15 direct. Da. Nu, întrebarea e cine mai are iPhone 12 în România. Asta este... Păi eu am XS, deci 10, adică... Bine, tu ești tradiționalist conservator, am remarcat. Ții foarte mult la obiectele tale, ai mașină de 20 de ani. Și ăsta e un fel de, Nokia. Da. Ai la iPhone-uri. Mă despar greu de lucru. Doamne, dacă lucrul merge, da. Eu am asta, avea tataie, Dumnezeu. Da. Funcționează? Funcționează. O, e bun. Da. Face poze? Face poze. Da. Mașina aia merge? Merge. S-a stricat? Nu. Are probleme? Nu. Într-o vreme iPhone-ul era cât de cât, adică, băi, s-au scumpit și astea foarte tare. Așa. Și așa că eu pe vremuri schimbam iPhone-ul odată la 2 ani, vânzându-l pe la vechi, cum ar veni, și eu obțineam un preț decent pe el și mai puneam niște bănuți și luam pe la nou, la 2 ani, adică la 2 modele. Uh-huh. Acum sunt deja, asta nu știu cât este, mă, n-o fi 12? Adică nu știu cum se află, lasă că mă uit mai încolo cât o fi. Cred că e 13, am senzația, dar n-am de gând să-l schimb, că funcționează. 17. Da, și tu. Sunt foarte scumpe. Deci, hai să vedem care este știrea. Autoritatea de supraveghere a radiațiilor din Franța a făcut teste și a observat că rata specifică de absorbție a smartphone-ului iPhone 12 este ceva mai mare decât permite legea. La 3 ani după ce s-au lansat alea. Da, mă. A explicat Jean-Noël Barrot. Neajane, e târziu. Da. Compania Apple trebuie să răspundă în termen de 2 săptămâni. Da, e iureș acum. Dacă, da, deocamdată nu i-au băgat în seama Apple pe francezi, dar sunt pe alt fus orar. Dacă nu reușesc să fac acest lucru, sunt pregătit să ordon o rechemare a tuturor iPhone-urilor 12 aflate în circulație, a spus oficialul. Regula este aceeași pentru toată lumea, inclusiv pentru giganții digitali. Francezii nu se încurcă. Eu am observat o altă chestie apropo de lansarea asta. Da. Știi că acum noul model vine în Europa cu mufa aia, da, pentru USB-C, Android. Da. Știi? Și după ce s-a lansat, a fost așa un val de amuzament peste tot, că în sfârșit iPhone-iștii sunt nevoiți să aibă mufă de genul ăla, știi? După care a venit replica celor care țin cumva, mai mult sau mai puțin cu Apple, a companiei, cred, cumva, da. Pentru că am văzut că Apple scoate la vânzare un adaptor. Un prelungitor mic. Da. Care costă Dongă. 29 de euro, dacă vrei adaptor. 29. Păi nu, mai, de ce îi fac bani și din asta? Da, exact. Apple sunt imbatabili. Mi se pare genial. Au scos practic un prelungitor, un adaptor. Pui cablu vechi Lightning într-un capăt al prelungitorului și în partea cealaltă ai USB-C. Adică, da, mă, bine, vreți cu USB-C? Poftim, dar noi tot cu cablu Lightning lucrăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.